Salutare tuturor și bine v-am regăsit din curtea casei Bucnici. Este o zi frumoasă de vară, când soarele strălucește peste panourile mele fotovoltaice, toată casa merge pe energie regenerabile, iar mașina electrică din față se încarcă gratis. Sunt optimist și așa vreau să rămân. De aceea subiectul de astăzi este puțin mai dificil, pentru că amând de multă vreme acest clip, am vrut să las să treacă mult timp și să-l pot gândi la rece. Sunt mult mai calm și detașat acum la aproape 2 ani de la finalizarea șantierului casei. Vă vine să credeți, au trecut aproape 2 ani. Și cred că acum a venit timpul să vorbim și despre un subiect mai sensibil. Dar cu siguranță cel mai important atunci când construiești, adică oamenii. Nu câinii. Câinii sunt imposibil de controlat. Însă nici oamenii nu sunt perfecți. Dar cu siguranță poți găsi unii care se apropie destul de mult de ideal. Eu nu speram să-i găsesc pe aceștia aproape de ideal. Când pornim de obicei la construcția unei case, ne dorim pur și simplu specialiști și muncitori, buni și cinstiți, care să termine casa în timpul promis și în bugetul stabilit. Pare simplu în teorie, dar acesta este cel mai greu lucru de obținut, mai ales în țara noastră. Nu excepționalul, ci normalul. Promisiunea îndeplinită și respectul pentru banii strânși cu mari eforturi de beneficiar. Cred că odată ce găsești, totuși, profesioniști și te convingi că se pricep, nu mai ai altă variantă decât să le dai încredere și să le ceri la schimb tocmai acest profesionalism, pe care, evident, să-l plătești corespunzător. Să dai peste specialiști excepționali, însă, mult peste media industriei și să fie disponibil să lucreze cu tine este mai mult o chestiune de șansă pentru că știm cu toții că profesioniștii buni sunt foarte greu de găsit, și nici măcar nu este o problemă de bani întotdeauna, ci de timp disponibil din partea lor. Dar nu strică să încerci. În căutările mele am abordat, spre exemplu, arhitecți celebri de la noi, ale căror lucrări m-au impresionat și m-au inspirat. Vă dau doar două exemple, Dorin Ștefan și Marius Miclăuș, și nu am reușit să colaborez cu ei, așa că am mers pe recomandarea unor oameni în care aveam încredere și am construit o echipă bazată numai pe recomandări. Ideea era să pun la masă și în șantier oameni care se înțeleg deja bine. Asta s-a dovedit o idee bună, dar ca orice idee bună are și ea păcatele ei. Din păcate, combinația dintre profesionalism și bun simț este rarisimă. Arhitecții și inginerii nu fac excepție de la regulă. Conflictele între bresle sunt obișnuite pe șantiere. Ba chiar sunt considerate normale? Arhitecții spun despre ingineri că sunt idioți. Iar inginerii spun că arhitecții fac construcții, dar habar nu au de ce este nevoie ca să stea acele construcții în picioare. Cei din proiectul meu s-au recomandat reciproc la început, pentru ca mai târziu să intre într-un conflict deschis care a ajuns să se răsfrângă și asupra proiectului pe care îl evitau ca să nu se întâlnească. Mi s-a spart echipa de foarte multe ori, am avut oameni care au fost puși pe fugă de o parte din echipa de arhitectură doar din cauza acestui conflict. Printre cei cu care eu am lucrat, sunt și oameni care s-au dovedit a fi mai devreme, sau mai târziu, lipsiți de caracter și de bun simț elementar, mai mult interesați de profitul personal. Și din nou, nu vorbim doar despre bani. Așa cum veți descoperi mulți dintre voi unii dintre specialiștii din construcții își tratează clienții pur și simplu ca pe o treaptă pe care să calce pe drumul spre afirmarea profesională. E o vorbă care circulă între ingineri și arhitecți. Ține minte, atunci când un arhitect își găsește un client cu dare de mână și ascultător, îl transformă în finanțatorul propriei sale pieta. Mai pe românește, îi va propune și va susține un proiect care îi va depăși nevoile și, cu siguranță, bugetul disponibil inițial. Dar dacă iese jocul, la final o să-și poată pune semnătura pe o operă de artă, cu care mai apoi să se poată lăuda nu doar în interiorul Breslei, în reviste, la conferințe și în concursuri. Clientul este atât de atașat emoțional de proiect, încât nici nu-și dă seama că finanțează o fantasmă. Pe bună dreptate, cum să crezi altceva când tu îți pui toată energia și resursele în ceva ce credeai că este proiectul vieții tale? Tocmai aceste resurse și această energie ale beneficiarului ajung să fie folosite însă fără măsură și fără respect tocmai de oameni pe care îi aduci alături de tine și le dai încredere că îți vor construi casa visurilor tale. Mi s-a rupt sufletul că mi-am dat seama că primul proiect de casă pe care plătisem aproape 10.000 de euro, va rămâne doar un desen. Trebuie să-l arăt. Stai un pic acolo. Acesta este. Poate într-o zi vi-l arăt. Arată genial. Nu mă uit la el când se face pielea de găine și mă apucă... Problema este că ar fi fost imposibil de construit cu mai puțin de jumătate de milion de euro pentru că are peste 440 de metri pătrați utili, și un acoperiș de peste 600 de metri pătrați, cu prea multe probleme structurale ca să poată fi ridicat în 3D pe calculator, dar rămite pe teren. Prin contract chiar, prima arhitectă mă obliga să-i pun și numele pe o placă și să o primesc de câte ori ar fi dorit în vizite, însoțită de potențial clienți, dar și de echipe de filmare. Oricând, doar cu 24 de ore înainte ar fi trebuit să aprob să-l dăm Mi-am învățat lecția aceasta usturătoare, așa credeam eu, și am fost mult mai atent a doua oară. Nu, nu mă simt păcălit în casa mea, dar nu sunt sigur că aș mai face la fel multe dintre lucrurile din ultimii trei ani. Nu mă înțelegeți greșit, sunt puține case în lume precum aceasta. Nivelul de complexitate și tehnologiile folosite aici o fac unică. Nu doar pentru mine, ci și pentru toți cei implicați în acest proiect Casa Buhnici a fost și va rămâne pentru destul timp cel mai important obiect la cărui creație am participat. Fără implicarea și profesionalismul unei echipe, un astfel de proiect nu poate fi realizat. Cred că aici am reușit să adun la oaltă unii dintre cei mai buni ingineri, arhitecți și chiar muncitori din România. Dovada este certificarea la cel mai înalt nivel de eficiență pe care am reușit să o obținem, este o casă premium pasiv, și faptul că între timp nu au mai apărut decât alte patru astfel de case în toată lumea. În ultimii doi ani, doar încă 4 case la acest nivel de eficiență și nici una în condiții de climă atât de severă ca România. M-am întrebat însă recent cât de mare a fost dorința mea să construiesc o casă premium pasivă și cât de mult a fost dorința unor membri din echipa mea. Pentru că la început eu am pornit cu o idee mult mai simplă. La început, eu nu mi-am dorit decât o casă pe pământ în care să trăiesc cu fetele mele. Ascultându-i, însă, pe specialiști, am început să aflu despre tehnologii noi și moduri noi de construire, care mi-au schimbat total ideea inițială. Total. Total și complet. Cred, însă, privind înapoi, că aș fi putut construi o casă aproape la fel de bună, poate și o idee mai complexă, arhitectural, ca să nu spun mai frumoasă. Dacă membrii echipei ar fi respectat limitările mele de buget și s-ar fi străduit să deseneze mai mult de trei variante aproape identice. Da, am primit doar trei variante aproape identice cu aceasta. Atât. Și a trebuit să accept, pentru că nu mai aveam foarte mult timp la dispoziție. Echipa mea de arhitectură nu prea mi-a dat prea multe opțiuni. Îmi place însă cum ai și casa, așa cum orice părinte și iubește copilul, indiferent cum s-a născut. Încă din faza de proiect le-am cerut tuturor să-mi dea estimări realiste în legătură cu costurile. Pentru mine și Lorena a fost foarte important să pregătim toți banii dinainte. Ne pregătim de 10 ani și am vrut să construim fără să facem datorii noi. Știam deja că este mai ieftin să pornesc la drum și să finalizez rapid, nu să tărăgânez. Unul dintre costurile cele mai mari ale unui șantier este legat de timp și mai puțin de materiale folosite. Cu cât se lungește mai mult un șantier, cu atât ajungi să plătești mai multă manoperă, servicii și altfel de resurse plătite la oră, zi sau lună. Mă refer aici, evident, la o echipă sau mai multe de muncitori care se părindă prin șantier. Pază, asistență de șantier din partea unui arhitect sau diriginte, chiria în spațiul în care locuiești deja, ratele la bancă, cazarea și mâncarea altor oameni implicați în șantierul tău, în plus nimeni nu e în serios în calcul cât de mult te costă să îți pui cariera sau afacerea în paranteze ori să le frânezi serios pe durata șantierului. De aceea, construitul nu este pentru oricine și sunt chiar mai mult de șapte motive pentru care să nu construiești încă, așa cum am vorbit deja, într-un clip separat pentru care ai link în descriere sau aici. Așadar, estimarea realistă la care a ajuns echipa noastră de proiectare, nu depășea inițial, țineți-vă bine, 130.000 de, de euro. Adică undeva pe la cel mult 700 de euro pe metru pătrat. Cum Dumnezeu am ajuns atunci la mai mult de dublu? Dar auzi bine. Casa ne-a costat mult peste 200.000 de, de euro din economiile familiei noastre, plus o garsonieră în centrul Bucureștiului, un BMW M5 pe care l-am iubit enorm. și alte rezerve. Evident, am ajuns la astfel de costuri conștient, cu acordul nostru, bazându-ne de fiecare dată pe recomandările echipei pe care ni le-am însușit. Evident că șansa noastră a fost tocmai succesul pe internet al proiectului, care ne-a permis să negociem apoi niște reduceri pentru multe din produsele folosite. Da, am primit multă susținere, reduceri și chiar produse gratuite. Acolo unde am găsit interes pentru expunere, adică publicitate, am taxat menționarea brandurilor. Nu am sacrificat însă niciodată calitatea și tehnologia. Prima regulă a fost mereu să alegem produsele potrivite și apoi marca ce ni le poate furniza. Multe zeci de mii de euro au intrat astfel în proiect, la schimb cu promovarea. Problema a fost că de cele mai multe ori aceste produse și tehnologii de ultimă generație necesitau o manoperă care s-a dovedit a fi, de cele mai multe ori, complicată și foarte scumpă. Așa am ajuns de foarte multe ori să mă bucur când puteam plăti chiar și scump pe cineva care știa să implementeze o anumită tehnologie. Nu e de mirare că facturile pentru manopera la electrice, spre exemplu, se întind pe un an și jumătate. Și au costat cât un apartament bun. Da, electricele au fost scumpe, însă îi sunt recunoscător pentru munca de calitate lui Tudor Alexe. Salut, Tudor! Instalațiile, spre exemplu, avansate și complexe, nu ar fi fost niciodată finalizate corect dacă nu aș fi descoperit un prieten adevărat în Ovidiu Țifui. Eu sunt Ovidiu Țifui, probabil că unii dintre voi mă cunosc. În șantierul meu, Ovidiu a instalat dușul dar și pompa de căldură, însă chiar și chiuveta din bucătărie. Deși treaba mai importantă pentru el era să producă pompe de căldură, nu să tragă țevi la 400 de kilometri de casă și de nevastă. Și de aici să știi, venind aici la tine, apreciez cu atât mai mult momentele când vii tu la mine. pentru că văd cât de greu este să treci Carpații. Pentru ajutorul lui îi voi fi întotdeauna îndatorat și mi-am propus să-l fac cunoscut și să-l promovez așa cum merită. Ovidiu este unul dintre puținii oameni din șantier care ne-a refuzat banii și a preferat să investească într-o relație pe termen lung. Manopera lui pentru manopera mea. Afacerea lui Ovidiu merge acum mai bine ca niciodată și continuă să crească. Aceleași cuvinte de laudă le-am și pentru Laurențiu Cojocaru și echipa lui de la Green Electric. Salutare tuturor și bine v-am regăsit în sufrageria Casa Bucnici, alături de unul dintre oamenii care s-au văzut foarte puțin, dar au făcut foarte mult, mai ales pe ultima 100 de metri, când ne-am dat seama că avem prea multe aplicații. Salut, Laurențiu! Salut, George! Au făcut minuni la automatizare și încă mai inovăm împreună. Este meritul lor, în primul rând, iar promovarea pe care le-am făcut-o și încă o facem, este doar o accelerare a unor business-uri care creșteau, dar prea încet. De altfel, toți oamenii care au trecut prin șantierul nostru au avansat enorm în carieră și în business. Mai mult sau mai puțin, toți merită recunoaștere. Lauriciu, dar ești super fresh. spune sunt, dar ca... Scuze, mă ce filmează. Te-ai bărbierit electric. <laughs> mă bucur de fiecare dată când aud că și-au triplat businessurile s au mărit tarifele și au comenzi în așteptare pentru un an sau doi. Bravo lor. Spuneam însă că unii au depășit limita bunului simț. Și aici vorbesc despre câțiva dintre oamenii din echipa de proiectare oameni de încredere care am început de la zero. După prima experiență cu proiectul de casă, am decis că toți proiectanții vor veni, vă spuneam, prin recomandare și le am cerut să văd lucrări anterioare din portofoliul lor. Echipa de arhitectură nu a avut mare lucru să ne arate, însă inginerul de structuri m-a convins că sunt oamenii potriviți pentru că au deschidere către nou. Așa că am semnat numai puțin de trei contracte, câte unul pentru tema de proiectare, detaliile de execuție și apoi urmărirea șantierului. La acest capitol, pontul meu este să nu accepti un contract lunar, ci mai degrabă unul care să acopere proiectul. Mai simplu spus, eu am ales să plătesc o sumă totală care să acopere vizitele pentru întreg proiectul, oricât ar dura, chiar dacă suma părea mult mai mare în loc să aleg o taxă lunară care părea mai avantajoasă. Și la arhitecție, ca la avocați. Indicat este să plătești rezultatul nu un abonament lunar, pentru că abonamentul lunar va fi întotdeauna mai tentant decât finalizarea proiectului. Adică băieții o să te țină la nesfârșit fără să-ți termine treaba pentru că își iau banii de la tine în fiecare lună. Un alt detaliu important. Chiar dacă proiect de casă pare că include tot pachetul, în realitate majoritatea arhitecților taxează separat detalierea proiectului și mai ales vizitele pe șantier. Visul meu era ca echipa de arhitectură să urmărească îndeaproape tot proiectul, pentru că îmi doream ca șantierul să aibă cel puțin un om care să-l știe și să-l gestioneze cap-coadă în afară de mine. De aceea am plătit numărul maxim de vizite de șantier al arhitectului. Din păcate, nu am simțit că am primit la schimb atenția necesară și nici măcar toate vizitele contractate. Ba chiar am întâmpinat unele greșeli de proiectare care au necesitat zile de remediere. Și nici până astăzi nu am primit explicații sau măcar scuze. Într-o lume normală, arhitectul care greșește ar trebui să acopere greșeala din buzunarul lui? Nu am de unde să știu, pentru că nici măcar nu am ajuns să discutăm despre costul acestor greșeli. Noi pur și simplu am cărpit în urma unor greșeli și atât. Problema a fost pur și simplu trecută cu vederea. Și apoi, uitată! Un alt membru al echipei de proiectare mi-a cerut bani în plus peste contract, doar ca să-mi viziteze ceva și mai des șantierul. Am plătit biletele de avion și deplasări pentru ca mai târziu să aflu că taxa și alți beneficiari cu aceeași metodă la aceleași drumuri. Și nici în felul ăsta nu am obținut toate vizitele contractate. O altă metodă prin care își rotunjesc veniturile proiectanții este recomandarea anumitor furnizori, și doar aceea. Am descoperit pe parcursul și după finalizarea șantierului că unii dintre furnizorii noștri, pe care i-am plătit, au sponsorizat apoi tocmai oamenii care insistaseră să le folosim produsele și serviciile. E extrem de frustrant să știi că îți plătești proiectanții cu exact prețul pe care l-au cerut, tocmai pentru a avea încrederea lor. Și ei nu au nicio reținere să-și aducă firmele de casă, interesele personale în proiect în loc să negocieze pentru tine cel mai bun preț. Situația chiar devenise ridicolă la un moment dat, când cineva insista să folosim anumite produse, deși găsisem alternative de o calitate mai bună, la prețuri negociate mai convenabil. Situația seamănă pe undeva cu ce se întâmplă în domeniul medical. Marea majoritate a furnizorilor știu cât de important este cuvântul proiectanților și fac eforturi exagerate să-i satisfacă. Chiar și în domeniul construcțiilor se inventează simpozioane și conferințe în locații selecte cu extra activități de relaxare pentru arhitecți și ingineri. Un astfel de furnizor în povestea recent cât de fericiți erau arhitecții pe care i-a dus într-un weekend pe iahturi și a sărit totul peste prezentarea de produse. Dacă niște arhitecți se duc pe banii unei firme de produse de construcții pe un iaht și după aceea recomandă produsele acelea, e corupție? nu știm. Nasul de reporter nu m-a ajutat de fiecare dată pentru că emoția propriului șantier îți orbește parțial judecata. Ajungi să te apropii de anumiți oameni din proiect și devii mult prea iertător. La mine nu au fost însă probleme majore, așa că am preferat să păstrez bunele relații, așa facem toți, și să nu blochez lucrările cum o pățim toți. Cred că aceasta este slăbiciunea pe care o exploatează prea ușor unii proiectanți de fiecare dată în fiecare șantier. Beneficiarul trebuie întotdeauna să cedeze, pentru că alternativa este usturătoare și înseamnă blocaje, costuri mai mari și tensiuni care pot genera alte probleme. Chiar și când plătești apar tensiuni și tot tu pierzi. O știu bine de la prieteni care au pornit șantierele odată cu mine, cu aceiași proiectanți, dar nu au finalizat nici astăzi, trei ani mai târziu, hibe, greșeli, depășiri de buget, toate se sparg în capul beneficiarului. Din toate motivele de mai sus și încă prea multe ca să încapă într-un singur material, voi spune asta. Cel mai important om din șantierul casei tale ești tu. Indiferent cât de mic sau cât de mare este proiectul, să găsești un om de încredere care să îl urmărească cap coadă în afară de tine e aproape imposibil. Dacă elimini partea cu încrederea, poți delega absolut totul și să nu te stresezi. De aceea nu-i judec prea aspru pe cei care cumpără case gata făcute fără să știe ce se ascunde în spatele zugrăvelii decorative, în fundație, ori sub tabla acoperișului. Responsabilitatea este cel mai perisabil și mai greu de găsit material pe oricare dintre șantierele de la noi. Spuneam că în proiectul casei mele visam să antrenez un manager de proiect care să poată duce povestea mai departe și pe alte șantiere de case premium pasive. L-am căutat între ingineri, arhitecți sau diriginți de șantier. De aceea am avut cel puțin cinci oameni diferiți cu responsabilități de organizare, care astăzi fiecare dintre ei ar fi putut spune că au coordonat șantierul prime case premium pasive din România, una dintre primele din lume. Un astfel de om, din păcate, astăzi nu există. Niciunul dintre specialiștii care au lucrat la șantierul casei mele nu poate reproduce integral tot ce am făcut aici, pentru că în cele șapte luni niciunul nu a fost dispus să se implice total. Și o primesc în conoare e mail de la oameni care caută o echipă să le facă ceva la fel. Dacă întâlniți vreunul care susține așa ceva dintre cei care au lucrat cu mine, că pot să reproducă chestia asta, omul acela minte. Cunoștințele necesare pentru un proiect atât de complex sunt împrăștiate în momentul acesta între peste 100 de specialiști diferiți. Și doar beneficiarul, adică eu, am rămas să înțeleg cum au ajuns toate împreună și care le este rostul. Și nu mă mândresc cu chestia asta. Dacă eu dispar, nu înțelege nimeni de ce aia și cu aia fac aia. Văd încă nu are un potențial uriaș în această problemă. Fiți atenți! E nevoie... Și e loc în piață pentru manageri de proiect în construcții care să gândească, să înțeleagă și să acționeze în interesul beneficiarului. Până atunci, cel mai important om din proiectul casei tale rămâi tu. Ar fi normal ca strângerea de mână și cuvântul dat să aibă valoare, dar atunci când construiești, cred că ar trebui să nu te bazezi pe vorbe și pe prietenie. Cea mai importantă concluzie cu care vreau să te las este că trebuie să semnezi contracte clare cu toți oamenii care îți lucrează la casă orice mărunțiș. Contractele acelea trebuie să conțină prețul muncii și o durată limită pentru execuție cu penalizări în caz de întârziere. E valabil și pentru echipele mici de muncitori care îți fac tot felul de lucrări prin casă. Am auzit prea des povești cu meșterii care au dispărut în mijlocul lucrării și nu cred că faci vreo economie atunci când negociezi la negru cu un nene în loc de un SRL. Chiar dacă nu ai de gând să penalizezi oamenii cu care colaborezi, aceștia vor porni la drum știind că nu este o idee bună să te pună pe locul 8 sau 9 după alte proiecte la care lucrează în paralel. E lucru știut în domeniu că proiectanții și furnizorii se agită doar la termenul limită, și când beneficiarul insistă pe contract și bate din picior mai știu că acum vei fi mult mai atent la recomandările de produse și firmele pe care le vei primi. Dar asta nu înseamnă să pleci la drum cu lipsă de încredere. Casa mea este un proiect reușit tocmai pentru că le-am dat încredere proiectanților, însă am făcut eforturi constante să mă informez și să înțeleg bine ce accept. Am cerut argumente pro și contra pentru fiecare material scump și am insistat să-și respecte termenele asumate prin contract. Întrebarea pe care am pus-o cel mai des a fost ce ai nevoie și în cât timp este gata. Am petrecut multe sute de ore citind și documentându-mă, apoi un an în proiectare, și așa am ajuns la numai șapte luni în șantierul efectiv până la mutarea în casă. Da, se poate construi în România la cel mai înalt nivel de calitate, dar asta cere de la tine un nivel de disciplină, rezistență la efort și stres demne de un chirurg. De aceea, cel mai important om din șantierul casei tale ești tu. Hai să încheiem într-o notă optimistă. Să construiești este frumos, dar este mult mai sănătos să știi la ce te înhami. Pleacă la drum și construiește cu optimism, dar cu maximum de informație posibilă. Chiar și după ce am finalizat, sunt multe lucruri pe care le-aș fi îmbunătățit, însă una peste alta, eu sunt fericit. Aceasta este casa visurilor mele. Și tu poți avea casa visurilor tale dar va fi nevoie de tine acolo. Sper că ți-am fost de folos și astăzi și da, o să facem acel clip cu șapte motive pentru care să și construiești în viitorul apropiat. Nu uita să dai un like dacă ți-am fost de folos, un share să vadă și prietenii tăi care se apucă poate de construit și un subscribe ca să ții pasul cu tot ce postez. Iar până data viitoare, să-ți fie numai bine!